Mai mulți copii fascinați de modelarea lutului au luat lecții de olărit de la meșterul olar care i-a ajutat să dea formă unor străchini și cănuțe pe care le-au și decorat după priceperea și imaginația lor. Atelierul de olărit al meșterului Mihai Băscu a fost amenajat pentru copii la centrul multifuncțional din Alexandria. De cât timp practicați olăritul? De copil. Se numește și moșnerii dată în fiu și... Până când am descoperit că am talent pentru meșteșugul ăsta. Obiectele fac de orice fel, dar de la un timp mă ocup special de atelierie cu copii și foarte multe prezentări ale ceramicii de orez. Aceasta este o artă. Se poate spune totuși că aduce și un fel de relaxare, lucrul cu... Normal, o relaxare, o terapie pentru suflet și... După cum vedeți, eu atelierul îl combin cu modelatul cu pictura, unde copiii se relaxează extraordinar de bine. Ce sfaturi aveți pentru alte persoane care ar vrea să se implice mai mult în olărit acasă, de exemplu? Eu un meșteșu foarte greu. Deci, și din păcate, pe la noi în țară, după cum am studiat, și după cum se vede, s-ar putea să fim ultima generație de meșteșugari. Nu am mai olărit niciodată și am vrut să văd cum se face. Sunt mai interesată. Și până acum ce părere ai? Cum este? Mi se pare interesant, mai ales că domnul ne-a ajutat să ne facem propriul bol. Și mi-a plăcut foarte mult. Urmează să-l pictez? Da, bineînțeles, dar încă nu am nicio idee. Ceramica de horezul a lui Mihai Băscu nu este o noutate pentru copiii din Alexandria, iar întâlnirile cu meșterul olar venit să învețe arta lutului atrag un număr tot mai mare de participanți de vârste diferite care și-au descoperit o nouă pasiune.